Deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul că-și strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și aș vrea Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumim de timpul acesta de liniște, timpul acesta binecuvântat. Mulțumim că am aruncat pămăști la gunoi. Unii nu le-au putut arunca în gunoi, că le-a trebuit gunoiul să-l bage motorină în el. Atunci a trebuit să le arunce, mai știu eu pe unde, nu? Dar mulțumim Domnului că s-au gătat și cu rândul la benzinării. S-au gătat și cu tomberoanele și cu sacii, cu pungile, cu fiecare ce ați avut. Și mulțumim Domnului că în seara asta suntem în casa lui Dumnezeu. Ar vrea Domnul să ne vorbească la toți. Ar vrea ca Domnul să se atingă de noi, de toți. Nu știu problemele cu care am venit în casa lui Dumnezeu fiecare, dar știu că e un Dumnezeu în locul acesta care răspunde problemelor noastre. Noi ne-am obișnuit să spunem: Domnul ne ascultă, Domnul e aici. Și într-adevăr, nu mai știu, tot așa aveți aici, nu mai țineam minte, știam de când eram în perioada studenției, când veneam aceea, ne aducea fratele Tipei la diferite seminarii și a tot așa ați păstrat genericul. Într-adevăr, Domnul este aici, dar nu răspunde după cum vrem noi. Noi venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, o să ne uităm în seara aceasta la femeia aceasta care a venit cu cererea înaintea Domnului și Domnul nu-i răspunde cum vrea ea. Se uită la cererea ei, i-o citește, ascultă ce vrea femeia asta și știi ce face cu cererea? I-o rupe în bucăți, i-o face praf. Noi avem cereri cu care venim înaintea lui Dumnezeu, dar să știți, Dumnezeu răspunde după cum e voia Lui, răspunde după cum e planul lui Dumnezeu. Noi avem cereri care le aducem și le tot împingem în față, înaintea Domnului. Ești pregătit în seara asta? Dar dacă Dumnezeu ia cumva cererea ta și o face bucăți, ce ai zice? Ce ai zice? Că noi vrem, Doamne, numai să ștampilezi ca primarul, să ștampilezi și să semnezi. Noi numai să cerem. M-am întâlnit în America cu un frate care a compus cea mai binecuvântată și cea mai îndrăgită cântare a pocăiților din România. Știți care e cântarea noastră preferată? Îți mulțumim, îți mulțumim că tu ne dai. O știți și dumneavoastră. Știți că asta e cântarea noastră preferată? Noi să te deschidem sacul și Dumnezeu să ne tot umple. Noi numai să cerem și El să ne dea. Știți că mai avem o categorie de cere care le aducem înaintea lui Dumnezeu? De exemplu, avem cereri care le aducem înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Dar avem cereri care le ducem înaintea lui Dumnezeu pentru vrăjmașii noștri, nu? Și alea le ducem tot înaintea lui Dumnezeu. Doamne, fă-i, dă-i sau nu-i da de fapt. Nu-i fă. Fă-mi numai mie bine. Lui nu-i fă. Într-o zi, de fapt într-o seară, împăratul Ahasveros nu putea să doarmă. Zice cuvântul lui Dumnezeu că se plimba prin palat și aude dintr-o dată zgomot afară și întreabă: cine e afară? Cine e în curte? E noapte, cine e în curte? Era unul care avea două cereri. Era unul cu două cereri în mână. Una pentru el și una pentru vrăjmașul lui. Și le-a dus înaintea împăratului. Spune cuvântul Domnului că Haman a intrat înaintea împăratului.
S-a uitat împăratul pe o cerere și a zis, vreau să fac bine la cineva. Și a zis Haman, păi la cine să-i facă împăratul bine? La cine merită așa bine făcut? Și a zis, normal că e pentru mine. Și pe cererea lui Haman, știți ce scria? Inel, strigă-t înainte, cal, fal, renume. Și o pune înaintea împăratului. Și zice, asta e cererea care mi-o place. Și zice împăratul, mai ai o cerere, ce cerere e acolo? Mai am una. Și ce scria pe aia altă? Spânzurătoare, moarte, blestem, spaimă. Și le-a luat împăratul pe amândouă în mână. S-a uitat la ele și zice, ce-a făcut Ahasveroș? O încrucișa mâinile. Și-a zis, aia care ți-ai dorit-o ție, eu dau lui. Și aia care i-ai dorit-o lui, ți-o dau ție. Oare cum am arăta noi dacă Dumnezeu ar încrucișa mâinile? Și aia ce ai cerut tu la ăla care a intrat în comitet în locul tău, ăla care te supără, te deranjează, oare cum ar arăta viața ta? Cum ar arăta viața mea? Cum am arăta noi în vremea aceasta dacă Dumnezeu ar încrucișa mâinile? În seara aceasta am intitulat mesajul Dezamăgire, firimituri și binecuvântare. Dezamăgire, firimituri și binecuvântare. Ăsta merge și număr la mașină. D, F, B, nu? Nu știu dacă are cineva. Dar poți să pui dezamăgire, firimituri și binecuvântare. Femeia aceasta spune cuvântul Domnului că se duce la Domnul Iisus. Și se duce cu o problemă gravă. Și primul lucru de care dă în fața Domnului. Știți cu ce se întâlnește femeia aceasta? Se întâlnește cu dezamăgirea. Femeia aceasta, sirofeniciancă, de obârșie sirofeniciancă, se duce înaintea Domnului cu o cerere. Ea nu scrie un bilet și zice, Doamne, am o cauză înaintea ta. Ea nu vine și spune, trec prin diferite probleme cu fata mea. Ea merge sinceră înaintea Domnului și spune așa, ai milă de mine, Doamne, fiica mea este muncită rău de un drac. Nu a zis, fata mea se comportă ciudat. Fata mea, nu știu, are diferite stări, nu. Ea a venit sincer și a pus toată inima înaintea Domnului. Și în momentul când Domnul aude, nu o ia de gât, nu o cheamă în față, nu o cheamă să-și pună mâinile peste ea. Știți ce spune cuvântul Domnului? El nu i-a răspuns niciun cuvânt. În momentul acela, tot ce-o crezut ea și tot ce-o așteptat ea, s-o prăbușit. Se întâlnește femeia aceasta, primul lucru, se întâlnește cu dezamăgirea. Merge la Domnul Iisus, dar înainte să îi se rezolve problema, ea în fața Domnului stă dezamăgită. Păi gândiți-vă dacă era româncă de-a noastră, nu? Dacă era bănățancă, arădeancă, mai știu eu, păi își lua poșeta și zice, auzi bă, păi după ce le-am zis? Le-am zis pe față, nu am ocolit, le-am zis în față. Păi ăsta nu mă bag în seamă, nu mă bag în seamă. Păi de eu aștept aici la rând. Eu l-am pocăit în veci și ar fi luat românca poșeta și pleca. Nu mai dădea pe la adunare. Dar știți ce a făcut femeia aceasta? În dezamăgirea ei o lua cea mai profundă decizie să rămână acolo lângă Domnul Iisus. Oare trebuia să spuneți toți amin? Cel mai bine în dezamăgire, oare câți de aici, din locul acesta, n-or trecut în umblarea cu Dumnezeu prin dezamăgire? Nu știu dacă ar trebui să ridicăm mâna sus, nu știu dacă ar fi cineva care rămâne cu mâna jos. Toți am avut momente când am avut așteptări din partea lui Dumnezeu. Toți am avut momente în spital, în suferință, când am așteptat ca Dumnezeu să facă după cum vrem noi. Și Dumnezeu a zis nu. Și te-ai simțit dezamăgit. Te-ai simțit prăbușit la pământ. Știți că momentele de dezamăgire, de ce le îngăduie Dumnezeu în viața noastră? În dezamăgire luăm cele mai puternice decizii în viață. Nu în concediu, nu când bei Coca-Cola. Cele mai profunde decizii le luăm când suntem dezamăgiți. Ori bune, ori rele. Dar cele mai mari decizii le-am luat în viață când am fost dezamăgit. Femeia aceasta a luat cea mai bună decizie pentru că a fost dezamăgită. A văzut că nu-i spune niciun cuvânt. Zice, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Păi, dacă ea lua hotărârea, că mai avea o variantă, să plece, bă, nu-mi răspunde, nu mai sună a doua oară, nu? Aștepta să-i răspundă din prima. Nu mai strig, păi eu i-am spus care-i problema. Zice că el nu-mi răspunde. Păi la ce să stau aici? Credeți că dacă ea pleca, credeți că Domnul striga după ea? Să-i zică, mă, femeie, mai stai un pic să gate popa predica. Stai un pic, că la 8 rezolvăm cazul. Stai că ne rugăm la urmă.
N-ar fi strigat Domnul, noi mai strigăm după ei. Vino, mai stai un pic, mai vino la o rugăciune. Mai vino, noi tot încercăm să-i, pe unii oameni, atâta să-i clătinăm și să-i legănăm. Cumva să nu se supe, cumva să dacă Dumnezeu i-a dezamăgit, cumva noi să-i indulcim situația. Să știți, lăsați-i care-i dezamăgit, lăsați-l să ia decizia înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, știți de ce? Și Domnul Iisus, știți de ce tăcea la femeia aceasta? Pentru că aștepta un răspuns din partea ei. O zis, eu tac până văd ce decizie ei. De ce tace Dumnezeu în dreptul nostru? Pentru că Dumnezeu așteaptă să vadă ce decizie luăm în viață. Plecăm sau rămânem lângă El? Plecăm sau rămânem lângă Domnul Iisus? Femeia aceasta, știți ce a făcut? A rămas lângă Domnul. O rămas lângă Domnul. O zis, și dacă taci, eu nu plec de aici. Îmi plac oamenii hotărâți. Nu știu dacă vă plac dumneavoastră oamenii hotărâți. Mie îmi plac tare mult oamenii hotărâți, care zice, Domne, eu dacă am ales pe Dumnezeu, eu cu El rămân. Eu rămân cu El, nu? Îs oameni hotărâți aici. Cred că sunt oameni hotărâți. Fanfariștii sunt hotărâți? Hotărâți să rămâneți cu Dumnezeu. Pentru că să știți, Dumnezeu, nu tu i-ai făcut favor lui Dumnezeu că ai venit și ai cântat în seara aceasta. Pentru că Dumnezeu are miliarde și miliarde de îngeri care laudă. Dar dacă astăzi cânți în casa lui Dumnezeu, mulțumește-i lui Dumnezeu și spune, Doamne, știu că aveai pe altul să pui în locul meu, dar îți mulțumesc că m-ai ales. M-ai ales cu mâna ta și m-ai pus să te laud. În dezamăgire, tu trebuie să iei o decizie. Poate ești în faliment cu firma. Poate firma ta s-o închide sau e pe cale să se închidă. Și strigi către Dumnezeu. Alegi de la un proroc la altul. Și aștepți un răspuns din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ți-l va da până nu vede care e direcția care o iei. Până nu vede Dumnezeu în care parte o iei. Rămâi lângă El sau pleci mai departe, pe drumul tău. Spune cuvântul Domnului și s-a predicat în luna decembrie despre o călătorie de aproximativ 1800 de kilometri spre 2000 de kilometri. Au venit magii de la răsărit. Și când să se întâlnească cu Domnul Iisus, s-a băgat Irod în față. S-a băgat Irod. În loc să dea de Domnul Iisus, ori da de Irod. Și ori întrebat, faimoasa întrebare, unde e împăratul de curând născut? Și a zis, Irod, ce împărat? Eu sunt împăratul. Și a zis, nu, noi căutăm pe altul. Unul mic. Și a zis, nu există, eu sunt. Gândiți-vă să faci 1800, nu 50 de kilometri de la Timișoara la Arad. Să faci 1800 de kilometri și să zică, nu există, Domne, așa ceva. Nu există. Ce ai fi făcut? Zis, nu, hai înapoi, hai că prindem trenul, hai că plecăm acum spre casă înapoi. Și zice, ori făcut magii, ori ieșit de la Irod și și-or continua drumul până la Iisus. Știți că diavolul vine cu piedici în calea noastră, vine cu piedici în viața noastră, ca să ne îngreuneze apropierea de Dumnezeu. S-o bagă pe soacră-ta în față, îți bagă pe socru-tu, îți bagă pe soțul care e bețiv și te bate și zice că să nu te pocăiești și îți bagă tot fel și fel de piedici. Știi ce au făcut magii? O zis, noi nu plecăm de aici până nu-L vedem pe Iisus. Îmi doresc în seara asta la Betania, în Arad, să nu pleci din locul acesta până nu-L vezi pe Iisus. Pentru că ei și-or continua drumul și să știți, de drumul tău Dumnezeu nu-ți bate joc. De suferința ta, de necazul tău, Dumnezeu nu-și bate joc. Oamenii râd de tine, oamenii te mai vorbesc, dar Dumnezeu nu-și bate joc. În tăcerea Lui, El așteaptă un răspuns. Să uitați spre femeia aceasta, îi spune Biblia că nu i-a dat niciun răspuns. O mai așteptat Domnul Iisus un răspuns de la un tânăr, cel mai faimos și cel mai căutat tânăr și discutat în vremea aceasta, știți care este din Biblie. Un tânăr, Biblia nu-i dă numele, dar zice că era bogat, era și tânăr și bogat. Acum mă gândesc că dacă a fost tânăr și bogat, mă gândesc că era și frumos, nu? Că și dacă nu era așa frumos, dar la câte clinici de înfrumusețare sunt acum, te ajută imediat și te scoate impecabil, nu e o problemă. Se întâlnește cu Domnul Iisus și spune, Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Acum nu știu cum a reușit să se îmbogățească la tinerețe, că de obicei îmbogățirea vine cam la maturitate spre partea a treia a vieții, că prima tură numai îți rupi oasele. Prima tură numai muncești, numai ești pe datorii, pe rate, pe credite, pe Londra, pe Spania, nu? Și abia după, nu zic ce vârstă, deja te mai liniștești. Nu știu cum s-a îmbogățit ăsta la tinerețe.
Dar nu a venit să zică, Doamne, vreau viața veșnică, a zis, o moștenesc. Știți că moștenirea e cel mai ușor lucru de a te îmbogăți? Prin moștenire. Singurul lucru te doare numai mâna când semnezi actele. Atâta. De la bunicul, de la bunica, de la mătușa, îi tot semnezi pe fiecare și le iei averea. Și a venit la Domnul Iisus și a zis, vreau să moștenesc. Vreau să moștenesc viața veșnică. Și s-a uitat Domnul Iisus la el și a zis, legea, cum citești? Știți ce a zis tânărul bogat? A zis, toate le-am păzit din tinerețea mea. Zice Biblia că s-a uitat Domnul la el și l-a iubit. Eu v-a fost drag de el. Nu știu care-i fața Domnului când e drag de cineva. Zice că s-a uitat la ăsta. Nu știu cum a arătat Domnul Iisus când l-a iubit pe tânărul bogat. Cum a zâmbit de frumos. S-a uitat și eu v-a fost drag de el. Și a zis, îți mai lipsește un singur lucru. Un singur lucru îți mai lipsește. Știți ce lucru îi lipsea? Ăsta nu era hoț, nu era iscrog, nu tragea în piept, nu fura, nu mința, nu era... Ăsta un singur lucru îi lipsea. Dacă mă uit în viața mea, câte lucruri îmi lipsesc. Nu știu dacă dumetale îți lipsesc mai puține de unul. Dar surorile, te uiți la sora și sora spune mai multe lucruri de tine decât ai tu habar. Nu? Soția întotdeauna găsește mai multe lucruri care îți lipsesc decât te știi tu. Și s-a uitat Domnul la el și a zis, îți lipsește un singur lucru. Știți ce păcat avea băiatul acesta? Știți care era problema lui? Era legat cu inima de bogăție. Acum, normal se spune că era lacom. Dar noi spunem, nu, domne, e foarte harnic. Noi la lăcomie i-am dat al nume și am zis, e foarte harnic. Lucră 25 din 24, ați auzit? Oameni din ăștia care lucră 25 din 24. Întreb, e cineva lacom la Betania, mâna sus, e cineva? Nu-i nimeni, sunteți cel mai fericit păstor. N-aveți niciun lacom în biserică. Niciun lacom. Toți suntem extraordinari. S-a uitat Domnul Iisus la el și i-a zis, îți lipsește un singur lucru. Te duci, vinzi, nu vii și bagi la mine în buzunar, ci te duci și împarți tu săracilor și după aceea vii și mă urmezi. Îți iei crucea și vii după mine. Te duci și împarți tu singur. Și s-a uitat tânărul bogat și a zis, nu pot. În momentul când Domnul Iisus îi spune, te duci și vinzi, știți unde l-aduce Domnul Iisus? La dezamăgire. La dezamăgire, să vadă ce face tânărul. Stă sau pleacă? Vine după Domnul sau pleacă pe drumul lui în continuare? Știți ce a făcut? Diferit de ce a făcut femeia asta. N-a stat lângă Domnul, ci a plecat și spune Biblia că a plecat trist, dezamăgit. A plecat dezamăgit și nu mai știm nimic. Nu mai știm câte case au construit, nu mai știm pe unde au investit banii. Pentru că să știți, Dumnezeu așteaptă un răspuns de la fiecare om în dezamăgire. Pleci sau rămâi lângă Domnul? În dezamăgire, frații mei, trebuie să avem grijă la trei lucruri. Nu mă le amintesc de la femeia aceasta. Trei lucruri trebuie să le facem în dezamăgire, să nu uităm de ele. Primul lucru, ai grijă de rugăciune. Când ești dezamăgit, nu întrerupe rugăciunea. Spune cuvântul Domnului că femeia aceasta a venit și s-a închinat zicând. Ea nu a tăcut. S-a uitat la Domnul și a zis, dacă tu taci, eu nu tac. Dacă el tace, nu-i problemă. Dacă tăcem noi, e mare problemă. În dezamăgire, mulți au ales să nu se mai roage. Mulți au ales pentru că, nu știu, n-au mai fost în comitet, n-au mai prins un microfon, n-au mai fost primul solist, n-au mai fost vedeta bisericii. În dezamăgire și-au închis gura și nu s-au mai rugat. Femeia aceasta, în dezamăgire, știți ce a făcut? O deschis gura. O mers și o strigat în continuare. O mers și o stăruit de el. Frații mei, diavolul în dezamăgire știe că suntem vulnerabili. De aceea vine și ne închide gura să nu ne mai rugăm. Nu te mai ruga. Te-ai rugat destul. Te-ai rugat. Tu vezi că ești tot în aceleași probleme. Vezi că ești tot în aceleași necazuri. Dumnezeu nu te-a salvat. Femeia asta o zice, și dacă nu-mi răspunzi, eu nu tac. Surorele, știți că aveți o calitate deosebită. Gura. Aveți o calitate deosebită. Dar știți că Dumnezeu în vremea aceasta ne cheamă să nu ținem gura închisă, ci să strigăm către Dumnezeu, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, pe fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu se uită, dacă El tace, tu taci? Sau strigi în continuare către El? Acum o lună de zile, aproximativ, am predicat la noi la biserică, la înmormântarea unui băiețel de 7 ani, dintr-o familie binecuvântată de la noi din adunare, era mezinul familiei, era cel mai mic în familie, era un pui de om, un ieduț, așa le-am și zis, un ieduț plecat dintre noi, un mieluț,
Și familia aceasta a suferit enorm. Sâmbătă după masă, băiatul a făcut o febră foarte mare și a fost dus la spital, dar medicii n-au mai putut să-l salveze. Și undeva sâmbătă seara, în jur de 8:30, 9, băiatul acesta a plecat în veșnicie. Am fost la el la înmormântare și am predicat, a fost o mare de oameni. O mare de oameni. După ce s-a terminat slujba la biserică, ne-am deplasat spre cimitir. Mama lui era o femeie în jur de 40 de ani, un medic era în continuu lângă ea. Dacă nu leșina de 20 sau 30 de ori la înmormântare, la priveghi, în continuu medicul acela era un frate din biserică, un medic, în continuu era lângă ea să o ajute să-și revină în simțiri. Când am ajuns la groapă, femeia aceasta a cerut un scaun, că nu mai putea sta pe picioare de epuizare. Și s-a dat un scaun. Stătea chiar lângă noi, acolo care predicam. S-a predicat, ea chiar lângă mine s-a nimerit acolo pe scaun. Când s-a terminat predica, a cerut un microfon și a zis să-mi dați un microfon, că vreau să spun ceva. Nu te aștepți la o mamă care își duce băiețelul la groapă, că mai vrea să mai spună ceva. Te gândești ce ar mai putea spune o mamă care își duce copilul la groapă. Și s-a dat un microfon. O lua femeia aceasta microfonul și cu o voce stinsă a spus așa, de pe scaun. O zis, vă mulțumesc la toți care ați venit să fiți alături de noi. Nu vă pot vedea pe toți din cauza mulțimii de oameni. Dar o zis femeia asta așa, permiteți-mi să fac o rugăciune. Vă spun, în momentul acela toți ne-am cutremurat. N-ai mai auzit mama când își bagă copilul în groapă să mai aibă puterea să se roage, că ea normal ar fi trebuit să se apuce de urlat, să se apuce să strige, să urle. Și au zis, permiteți-mi să fac o rugăciune. Și vă spun, rugăciunea aceasta m-a marcat și mi-a înțepat în inimă, îmi stă în inimă. Femeia asta s-a rugat și a zis așa, Doamne, știi că nu mi-am permis să te întreb de ce mi l-ai luat. Știi că nu ți-am reproșat de ce și nu ți-am zis, nu te-am întrebat de ce mi l-ai luat. Dar au zis, acum, când îl bag în groapă, am o dorință înaintea ta. Și au zis ce au zis femeia. Au zis, acum când îl bag în groapă, te rog să-mi dai bucuria la plecare, să-mi dai bucuria care mi-ai dat-o când a venit în casa noastră. Și au zis, dăm bucuria care am avut-o când mi l-au pus prima dată pe piept în maternitate. Bucuria aceea, o zis, ți-o cer acum când îmi bag copilul în groapă. O încheiat rugăciunea, ne-o dat microfonul, n-o mers spre groapă. O stat acolo pe scaun. S-o lăsat sicriu în groapă, n-o plâns deloc. S-o lăsat sicriu în groapă, s-o terminat înmormântarea și pentru cei care erau de departe s-o dat o masă la biserică. Femeia asta, frații mei, ca să înțelegeți că Dumnezeu când tace, El nu-și bate joc. O mers la biserică și ea i-o servit pe tăți musafirii. Ea o servit la mese, ea o sta de vorbă cu fiecare. Și am întâlnit-o de dimineață, am avut botez la adunare, am întâlnit-o foarte implicată la botez cu hainele, cu schimbările, cu ea, femeia de bază acolo. Femeia aceasta a plecat întărită de Dumnezeu. O plecat și a putut să servească pe toți, a putut să stea de vorbă cu toți. Pentru că în durerea ei, ea nu și-a închis gura pe marginea gropii. Când alții își dau cu capul de criptă, femeia asta a cerut un microfon să înalți o rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la noi? În durerea noastră, în dezamăgirea noastră, să nu ne închidem gura. Deschideți gura către Dumnezeu. Chiar dacă simți că ești sleit de putere, chiar dacă simți că nu te mai aude nimeni, în seara aceasta deschideți gura către Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine, ai milă de casa mea, nu știu durerea casei tale, nu știu care-i durerea familiei tale, dar e o ureche care te ascultă. Deci asta e urechea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Primul lucru când ești dezamăgit, ai grijă la rugăciune, nu-ți închide gura, El are voie să tacă, dar noi n-avem voie să tăcem. În al doilea rând, ai grijă la închinare. Zice cuvântul Domnului că ea a venit și i s-a închinat zicând. Ea știți ce a făcut? Ea nu a lăsat instrumentul să dea cu basfligornul de scaun să zică pe mine nu mă mai prindeți, mai vin la voi în veci. În veci nu mai vin, nu m-a pus la cântare, nu mai vin, nu mai am, vreau să am legătură cu adunarea asta.
Știi ce face diavolul? Te simte că ești vulnerabil când ești dezamăgit. Când te-a supărat cineva. Nu ți-a răspuns cum ai vrut tu. Că nici Domnul nu i-a răspuns cum a vrut. Și știi ce face diavolul? Spune, nu mai te du aici. Nu mai te du la adunare. Știi ce a făcut? Ea nu a oprit închinarea. Zice că a venit și s-a închinat. Eu să-ți spun ceva. Nu întrerupe legătura cu biserica. Nu întrerupe legătura cu casa lui Dumnezeu. Nu întrerupe legătura cu frații și cu surorile. Pentru că să știți ceva, ce ne ține pe noi în vremea aceasta și ce ne-a ținut în vremea de pandemie a fost legătura frățească. Legătura care am avut-o, așa cum a fost 2 ani de zile, o perioadă dificilă, dar asta ne-a ținut uniți, ne-a ținut calzi înaintea lui Dumnezeu. Diavolul știe, oare, nu întreb, dar câți din Betania n-or pleca dezamăgiți și au zis, eu nu mai vin. Oare câte, cum ar arăta tabelele noastre? Să pui pe listă, poate ai un dezamăgit acasă pe bărbatul. Poate nu mai vine de 20 de ani la adunare. Că nu știu ce i-o zis cineva. Că nu știu ce i s-o părul lui că a fost nedreptățit. Și ce face diavolul? Când ești dezamăgit, știe că ești vulnerabil. Și îți spune, nu te mai du la adunare. Nu te mai du la adunare, stai acasă. Stai acasă. Cunosc pe un frate care a avut o dezamăgire mai cu ani în urmă. Și o întrerupt închinarea, nu mai veni la adunare. Și băiatul lui, un băiat foarte credincios, se ruga ori întregi băiatul ăsta, era un băiat sincer înaintea lui Dumnezeu. Și îi spunea la tatăsu, tată, vino domne la adunare. Zicea către el, auzi, nu vin că mă pot pocăi și acasă. Mă pot pocăi și acasă, nu vin. Și fiul s-l chema în continuu și îi spunea, tată, vino la adunare. Nu a vrut să vină. După câțiva ani de zile, băiatul acesta a trecut printr-o dezamăgire și a început băiatul să nu mai vină la adunare. Dar interesant, a început tatăsul să vină. Băiatul nu mai venea și venea tatăsul acum. Merge tatăsul la el și acum și îi spune, auzi, era să vă zic cum îl cheamă, băiete, vino-mă cu mine la adunare. Știi ce îi zice băiatul acum? Tată, nu mi-ai zis tu că mă pot pocăi și la adunare, acasă, nu trebuie să vin la adunare? Nu mi-ai spus tu anii trecuți, când ai fost tu dezamăgit, că te poți pocăi la acasă? Nu mai trebuie să vin la adunare. O zis, uite că nu mai vin la adunare, că mă pot pocăi și acasă. Știi ce face diavolul? Te face de râs când întrerup rugăciunea și când întrerup închinarea. Femeia asta nu întrerup nici strigarea, rugăciunea. O strigat în continuu, o zis, și dacă taci, eu nu tac. Știi că te enervează când tu vrei să ai liniște și cineva nu tace. E tot spui, mă, taci, taci, taci și nu taci. Femeia asta i s-a rezolvat problema și o să vedem la final. I s-a rezolvat problema pentru că în momentul când toți îi spuneau să tacă, ea nu a mers după val, după mulțime. Ea când toți ziceau să tacă, ea nu a tăcut. I-au strigat către Domnul Iisus, nu știu dezamăgirea prin care treci, nu știu durerea, pe cine ți-ai dus la groapă anul trecut, nu știu pe cine ți-ai îngropat, poate ți-ai îngropat copilul, soțul, soția, ți-ai dus pe tata și pe mama la groapă. Dar vreau să-ți spun că Dumnezeu e lângă tine și dacă tace, Dumnezeu e acolo lângă tine. Domnul era lângă ea, numai că era problema că el tăcea. Știți că în perioada de examene, perioada examenilor e singurul timp în care profesorul nu vorbește. E acolo în sală, dar tace, că dăm examen. Dacă ești într-o perioadă în care ai alergat de la proroc la proroc în Arad, și au zis că n-au nimic, nimic, nu mai alerga. Înțelege că e o perioadă în care Dumnezeu așteaptă decizia ta, așteaptă hotărârea ta, nu mai alerga dintr-o parte într-alta. Aude vocea lui Dumnezeu într-o noapte, Avram. Și vorbește Dumnezeul înainte de încercare și îi spune, Avram, îl iei pe fiul tu, pe singurul copil care îl iubești, îl iei și îl duci, îl jertfă într-un loc unde îți voi arăta. Îl ia Avram pe Isaac și pleacă cu el. Nu zice, mă, stai că eu știu un frate aici în sat. În satul ăsta eu cunosc pe un frate de ani, de zile, ăsta are din partea Domnului, mă opresc pe la el să vedem ce ne mai vorbește. Poate Dumnezeu s-a schimbat, poate Dumnezeu și-a schimbat planul. Nu, Avram nu a oprit din loc în loc. Avram a știut că a intrat într-o perioadă de examen înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia că a mers 3 zile cu capul în jos. După 3 zile zice că a ridicat ochii
Și au văzut locul care îl pregătea Dumnezeu să ajungă Avram acolo. După 3 zile, el nu mai auzi vocea lui Dumnezeu. Au auzit vocea lui Dumnezeu înainte de încercare. Și merge și îl pune pe Isaac acolo, pe altar. Îl leagă bine și ridică mâna să-l junghe. În momentul acela era finalul încercării. Era finalul în care Dumnezeu trebuia să vorbească din nou. Și Dumnezeu n-a tăcut, pentru că Avram a rămas credincios. N-a fost dezamăgit și să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Chiar dacă n-a înțeles, el a zis, eu mă duc, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit înainte. Eu rămân acolo unde m-a așezat Dumnezeu. Și în momentul când ridică mâna să-l junghe pe Isaac, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a început să vorbească din ceruri. Și a zis, Avram, oprește-te. Avram, oprește-te, pentru că ți-am văzut credincioșia, pentru că nu l-ai cruțat și ai ascultat de mine, pentru că ai avut puterea să te închini și că nu ți-o convenit, pentru că ai avut puterea să mă slujești când nu mi-ai înțeles planul, pentru că ai avut puterea să mă asculți, te voi binecuvânta foarte mult. Știți ce declanșează binecuvântarea lui Dumnezeu? Ascultarea noastră. Ascultarea noastră de Dumnezeu declanșează binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai grijă la rugăciune în dezamăgire, ai grijă la închinare. Și mai e un lucru, ai grijă cu cine te însoțești, de la cine iei sfaturi când ești dezamăgit. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că strigă după noi. Vă întreb. După ei striga? După ei striga? Nu. Dar lor li s-o părut că după ei. Dom'le, după mine strigă, eu am predicat, eu am cântat. Nu? Ți se pare și ție câteodată că tu ai făcut o treabă așa grozavă, că după tine strigă lumea. Dom'le, dacă o mers bine corul, o mers din cauza mea. Dacă o mers bine fanfara, o mers din cauza mea. Dacă o mers bine slujba, tot ies din cauza noastră. Dar femeia asta nu striga după ei. Și femeia aceasta striga după Domnul Iisus. Știți ce ziceau ucenicii? Or zis, dă-i drumul, știți ce înseamnă dă-i drumul? Împinge-o de aici, scapă de ea. Nu vezi deloc milă la ei. Deloc să zică, auzi, Doamne, fă ceva, ajută-o cumva, că ți-i și milă de ea. Uite cum e fata ei. Știți ce or zis? Dă-i drumul, împinge-o cumva în spate, trimite-o la baptiști. Baptiștii s-o trimite la Pentecostal, s-o trimitem dintr-un loc în loc, numai să scăpăm de ea, să scăpăm de ea. Femeia asta aude vorba care îi se transmite, aude că nu era plăcută în locul acela, nu era agreată. Dar știți ce face? Rămâne acolo lângă Domnul Iisus, rămâne credincioasă Domnului. În dezamăgire, ai grijă de la cine iei sfaturi. Să știți, frații mei, mulți vin care numai se dau oamenii ai lui Dumnezeu să te sfătuiască și nu-s oamenii ai lui Dumnezeu. Ai grijă de la cine iei sfaturi. Vine și zice, du-te de aici, nu mai veni, nu mai te du la pocăiți. Nu te mai du. Niciodată un om al lui Dumnezeu nu-ți va spune du-te, ci-ți va spune vino. Nu-ți va spune pleacă, ci-ți va spune rămâi. Mai ai răbdare puțin. Mai ai puțină răbdare. L-o sfătui repede pe Domnul. Dă-i drumul că strigă după noi. Alung-o de aici. Și aude. Sora mea, fratele meu, toți am auzit vorbe ce s-au spus de noi, așa-i? Și tu ai auzit de tine, de casa ta, nu le mai lăsa să meargă la inimă. Lasă-le să treacă pe lângă ureche și tu rămâi lângă Dumnezeu. Rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Că ea aude ce spun sfătuitorii, dar nu i-a pus nimeni să dea sfaturi. Nu știu dacă aveți în Betania din ăștia ce dau sfaturi nechemați, nerugați. Nu, îți dă sfaturi, te bagă pe grupuri, îți spun ei cum să faci tu ca să iasă toate treburile. Nu îi asculta. Lasă-i în pace. Știți ce spune cuvântul Domnului? În cartea prorocului Daniel, capitolul 2, versetul 17 și 18. La un moment dat se dă o lege. Pentru că împăratul visează, zice că e președintele Americii, o visat și nu și-o mai adus aminte ce o visat. Nu mai ține aminte, exact. Pentru că nu mai știa ce o visat, o dat lege ca toți înțelepții Babilonului să fie omorâți. Și vine vestea la urechea lui Daniel. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Arioc vine și aduce vestea. Îi spune, Daniele, tu cu prietenii tăi s-o gătat. S-o gătat, a fost grozav, dar acum s-o gătat că împăratul a visat ceva și nimeni nu-i poate da tâlcuirea să-i aducă aminte ce a visat.
Și lasă versetul acolo. Și spune cuvântul Domnului că Daniel numai ia informația de la Arioc. Atât. Aude vestea de la Arioc. Și spune așa. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi. Hanania, Mișael și Azaria. Și 18. Rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii lui din pricina lucrului acestuia. Și spune cuvântul Domnului că Daniel numai ia informația de la Arioc, dar de sfătui nu se sfătuiește cu Arioc. Ați înțeles? Nu s-a sfătuit cu Arioc! Să zică, bun, și ce-i de făcut? Că noi nu ne pricepem, noi nu știm exact care sunt treburile pacii. Cum să scăpăm? Nu! Daniel ia informația de la Arioc, dar sfatul, știți de unde îl ia? De la oamenii lui Dumnezeu. Se duce și caută pe Hanania, Mișael și Azaria. Și ce spun? Și îi spune Daniel, hai să ne punem să ne rugăm. Arioc nu m-ați promite că se roagă pentru tine. Îți trimite pe WhatsApp, ne rugăm pentru tine. Veci nu se roagă pentru tine. Ești în inima noastră, vezi de treabă. Ăsta e Arioc. Nu-i mai crede. Tu caută oamenii ai lui Dumnezeu când ești dezamăgit. Omul lui Dumnezeu niciodată nu te va scoate din prezența lui Dumnezeu. Niciodată nu-ți va spune să te oprești. Și totdeauna omul lui Dumnezeu îți spune continuă. Și dacă e greu, ne rugăm ca Dumnezeu să intervină, o zis Daniel, să dea îndurare Dumnezeul cerurilor și să descopere această taină. Ai grijă în dezamăgire cu cine te sfătuiești. Știți că-s mulți sfătuitori în vremea aceasta, din ăștia așa fel și fel de ciudați. Te-ai gândit vreodată, soră, de ce apelează la tine cu știrile surorile astea care, sau doamnele, că nu le pot numi surori, din astea care știu de toată lumea? Te-ai gândit vreodată? Omul firesc nu trage la un om spiritual. Ascultați! Niciodată omul firesc nu va căuta omul spiritual, ci va căuta unul ca el. Unul ca el. Păi de ce ești în grupurile astea? Tăți te sună, hai la o cafea să-ți pun o bombă. Nu, el știe bombe de tăți, e mai ceva ca rușii. Are geanta cu bombe la el. El știe de unul, știe de altul. El aruncă bombe în continuu. El are. De ce? Nu cumva diavolul te-a prins că ești dispus sau dispusă să asculți lucrurile acestea? Știi ce a făcut Daniel? Daniel nu a făcut pe WhatsApp grup să trimită filmulețe. Că ai ce ne plac filmulețele astea. Uitați, zâmbiți. Frații mei, și la noi la adunare le-a zis, mai opriți-vă, suntem invadați de surori din ăstea care n-au activitate, de frați din ăștia care îți prieteni cu Arioc sau din neamul lui Arioc. Mii de poze ștergem săptămânal. N-au ce face oamenii. Aruncă numai bombe. Ai auzit cu tare? Știți dumneavoastră, nu mai dau că ia cu proaspăt. Da? Uite, zâmbiți dumneavoastră. De ce? Că Arioc cu așa se ocupă. Cu așa ceva se ocupă Arioc. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, ajută-mă să caut oamenii dedicație. Să caut oameni spirituale. Dar omul spiritual va căuta omul spiritual. Ăla firesc. Îl va căuta tot pe ăla firesc. Femeia aceasta s-a întâlnit primul lucru cu dezamăgirea. În al doilea rând, femeia aceasta cananeancă se întâlnește în al doilea rând cu încă ceva, cu firimiturile vieții. Știți ce spune cuvântul Domnului? Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și auziți acum, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor. Vedeți că e la plural acolo, nu e la singular. Nu zice că de la masa stăpânului lor, zice de la masa stăpânilor lor. Știi ce înseamnă asta? Că nu e un singur stăpân, ci sunt mai mulți. Ascultați-mă, fiecare mâncăm în viață numai firimituri, dar contează masa sub care stăm. Contează masa de unde cad firimiturile, că sunt mai mulți stăpâni. Și Satana tot firimituri dă. Chiar dacă ți se pare că e bucată întreagă, numai ți se pare că tă firimituri sunt. Că dacă scrie BMW sau Mercedes, tă firimitură îi. Că dacă ai lovit-o de stâlp, tă rematul te caută și îți face ofertă. Să le duci acolo la împachetat, la casat, nu? Tot firimituri. Cât ești de puternic, cât ești de mare și de tare. Toată viața ne alimentăm cu firimituri. Dar ascultați-mă,
contează foarte mult de unde vin firimiturile acelea. Știți ce a zis femeia asta? A zis, nu contează că sunt firimituri, dar să fie din mâna ta. Asta e binecuvântare. Să fie din mâna ta. Firimituri îmi dai, dar de la tine, de la masă vreau să le mănânc. Câți n-au durere în familie în vremea aceasta? Câți nu-și mănâncă pâinea cu lacrimi? Că au crezut că stau sub masa Domnului. Și-au lăsat nevasta în țară, copiii, au zis, mergem. N-a întrebat nimeni la pletă, acolo, la ieșire din Arad, aici la dumneavoastră, când s-a urcat cu geanta de Nike în spate. N-a întrebat nimeni pe Dumnezeu, Doamne, să mă duc? Să mă duc, e voia ta să plec? Nu, au zis, mă duc numai să-mi schimb acoperișul. Și-a plecat să-și schimbe acoperișul. Și nu că și-a schimbat acoperișul, și-a mai făcut două case și-a mai cumpărat nu știu câte și s-a întors cu o clasă de bani. Dar știți care a fost tragedia? Nu mai a avut cu cine să o cheltuie. O cheltuit-o cu judecătorii și cu avocații. Diavolul vine și îți face și el oferta. Și Dumnezeu îți face oferta. Și spune, îți 16 milioane. Nu-s mulți. Atâta-i salarul. Atâta, 15 milioane, 16. Nu-s mulți. Dar vezi că-s din mâna mea. Și dacă-s puțin și-s din mâna mea, ăia se înmulțesc. Te simți binecuvântat. Câte surori în vârstă, nu-s la pensie, da? 10 milioane pensie. Și domne, vin și aduc zeciuială. Au o viață cumpătată, au o viață binecuvântată. Vă dau un exemplu de la dumneavoastră din județ aici. Acum vreo 10, 12 ani mai bine, am fost la o evanghelizare la Secusigiu. Și după ce s-a gătat adunarea acolo, a venit o soră în vârstă la mine și a zis, frate, zice, eu vreau să vii la mine la masă. Zice, cu cine sunteți? Zice, aici lângă biserică, două case mai încolo. Zice, veniți la noi la masă, că zice, eu vreau să vă iau la masă. Bine, soră, merg la dumneavoastră. N-am știut cine e. Ne-am dus acolo, femeia aceasta, vă spun, am mâncat în multe case, tot fel și fel de, toate le-am uitat. Dar ce am mâncat la femeia aia în casă, n-am uitat și nu cred că o să o uit vreodată. Mi-a băgat acolo în casă, o scos un tocător de lemn și a început să taie slănină cu roșii, niște brânză și niște ardei. Și a zis, eu n-am mâncăruri din astea alese. Dar zici, eu asta am și vreau să mâncați la mine acasă, la masă. Și vă spun, toate restaurantele le-am uitat. Tot ce am mâncat la evanghelizări am uitat. Dar ce am mâncat la femeia asta n-am uitat niciodată. Și am mâncat atunci, am plecat, era numai ea cu soțul, soțul era bolnav și am plecat. După vreo 10 ani, mă cheamă din nou frații la Secusigiu, acum de vreo 2 ani de zile aproximativ. Mă cheamă la ei la evanghelizare, mă duc, primul lucru când ajung la amvon, îl întreb pe conducător sau ce era acolo, zic, frate, aici lângă biserică, zic, era o bătrână, eu am mâncat acum vreo 10 ani la ea acasă. Zic, pe unde-i sora? Vreau să o văd, că știu ce am mâncat, știu, dar vreau să o văd. S-a uitat fratele și a zis, Dani, zice, sora a murit. Zice, a murit și ea și a murit și fratele. Și am zis, cum? Zice, da, au fost bolnav, zice, dar zice, să știi, prin femeia aceasta și prin bărbatul acesta, prin bătrânii ăștia doi, am fost binecuvântați în biserică. Și a zis, Dani, biserica nu plătea curent, că bătrâna cu bătrânul plăteau curentul bisericii. O zis, bătrânii ne cumpărau de ani de zile lemnele la biserică. Și zice, ei în fiecare lună își puneau bani deoparte și toamna ne comandau un camion din banii lor. În momentul acela, parcă mi s-a dat toată ceața de pe ochi. Știți ce am înțeles? Că ea nu arunca banii pe Coca-Cola să-i impresioneze pe frați, să comande de la restaurant. Nu vedeți cât suntem de ciudați, extraordinar de ciudați. La casa lui Dumnezeu, ți-i frică, nu? Sau mil, nu știu cum să zic, să pui mai mult de 10 lei, nu? Nu ți-i frică, ți-i așa, cum să treci de 10 lei? Pui-te bagnota de 10 lei și mergi la restaurant și lași 3 milioane și nu te doare inima. N-ai înțepături la inimă. Știi ce a făcut femeia asta? Pensia nu era mare, dar i-a opus pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că o știut, n-am mult, dar dacă e din mâna lui Dumnezeu îmi ajunge. Dacă e din mâna lui Dumnezeu, sunt binecuvântat. Tânăr drag, nu fă pași fără să-L întrebi pe Dumnezeu. Nu fă pași, poate vrei să pleci. Și dorința tinerilor să pleci. E dorința să câștige mai mult. Nu lua decizii fără să-L întrebi pe Dumnezeu. Cunosc pe o soră, femeia aceasta îi lucra bărbatul pe dincolo, nu mai știu, prin Londra, pe undeva. Și mergea câteva luni la lucru, iar venea o lună acasă, iar pleca tot așa.
Și într-o zi a venit bărbatul său acasă și a zis, nu mai plec, gata, s-a gătat, nu mai vreau să plec. Și a zis, femeia aceasta, o soră ardeleancă, așa foarte hotărâtă femeia, i-a zis, nu, te mai duci o tură, mai două luni și după aia vii acasă și nu mai pleci. Dar acum mai trebuie. El a zis, nu mai plec, poți să-mi faci ce vrei, nu mai plec. El plângea, el, nu ea. El plângea și zicea, nu mă mai trimite că nu mai plec. Ce vorbești? Eu lua bilet la Vizer, i-a făcut bagajul și l-a dus în aeroport, în Timișoara. L-a dus, l-a împins acolo să-l ia la scanner și a mers acolo. El striga către ea, nu mă mai trimite că nu vreau să plec. Nu mai vreau să plec. Și femeia asta a zis, ba da, mai du-te trei luni și după aceea vin apoi. Știi ce zice femeia aceasta? Ea mi-a zis. O zi zice, frate, l-am împins, o intrat, i-au făcut verificările și s-au întors spre mine. Și mi-au făcut cu mâna. O zi zice, au plecat și nu l-am mai văzut niciodată. Zice, aș da tot, tot ce am, tot ce am adunat. Nu mi-ar mai trebui nimic, numai să-l văd că coboară din avion și vine înapoi acasă. Zice, m-a sunat și a zis că nu mai vrea să audă de mine niciodată. Zice, l-am pierdut pentru totdeauna. Plângea femeia asta cu casa gata, cu bani în cont. De ce? Pentru că o crezut că firimiturile de afară sunt mai binecuvântate ca astea din mâna lui Dumnezeu. Știi ce a zis femeia asta? Eu am gustat firimituri de afară și nu mai întreb. Și dacă sunt firimituri, dar eu le vreau din mâna ta. Eu le vreau din mâna ta. Nu știu unde ți-i gândul, nu știu ce vrei să faci în perioada următoare. Dar nu acționa. Uită-te sub ce masă stai. Câtă sărăcie e în unele familii. Pentru că tata stă sub masa celui rău, pentru că tata bea, pentru că tata fumează, pentru că tata are diferite vicii sau mama și se vede sărăcia în casă, se vede foamea, se vede rușinea. Acum 2 ani de zile am predicat la un mormântare la un om, s-o pocăi cu o zi înainte să treacă din lumea aceasta. Un bețivan, un mult amărăciune a adus familie. Și după ce s-o gătat în mormântarea fiică-sa Nearat, avea 2 copii, fata o termina premiantă. Liceu, o venit cu o pungă de profi și o zis, uitați-vă, plasa asta a rămas în urmă de tata. Atât! O pungă de profi cu niște haine amărâte. O zis, în rest, numai rușine, numai datorii, că ce nu fuma și îi rămânea băga la jocuri, la aparate. Și dacă îi rămânea de la aparate, mergea și bea și n-aducea bani acasă. O zis, îi dădea mama 10 lei și îi spunea, du-te, cumpără pâine. Și mergea 5 lei, își lua băutură. Și numai de 5 lei lua pâine și plângea fata și a zis, numai în sărăcie am trăit, pentru că tata o sta sub masa care nu trebuia. Vă dau un exemplu și după aceea trec la ultimul gând în seara aceasta. În anul 2000 am terminat liceul și acum socotesc câți ani am. Când am terminat liceul, eu vin dintr-o familie săracă, am fost năcăjiți, am fost mulți frați în familie și am fost năcăjiți. Îmi doream și eu să nu mai port bluși de la surorile mele și de la frații mei. Uite, zâmbiți că nu concepeți. Astea erau, n-aveai altele. Și erau binecuvântatele ajutoare din America cu saci. Vă mai aduceți aminte? Alea când veneau, era Germania pentru toată lumea. Toți eram, din alea am trăit. Când am gătat liceul, mi-am dorit tare mult să nu mai fiu în sărăcie, să nu mai fiu amărât și săraci. Și când am gătat, aveam o soră ce lucra în Germania, îi ajuta o familie de nemți pocăiți la creșterea copiilor. Și-a zis către mine, auzi, vino și tu în Germania să-ți găsesc un contract de muncă și zice să vii și tu să lucre aici. Și am zis, bine, vreau să vin. Căsătul de nu este, nu avem, noi nu avem, nu avem, înțelege că nu avem. M-am săturat de cuvintele astea și am zis, vreau și eu să lucrez și să le spun la copiii mei. Dorința mea cea mai mare era să mănânc o banană singur. Să nu împartă cu nimeni, să am și eu gura plină de banane. Și îmi doream lucrul acesta. Și am zis, cum tati? Păi uite, la noi se negrez. Păi asta e problema. Că nu mai știi, nu mai ai dorința să poți să fii mulțumit cu puțin. M-am dus acolo în Germania, numai eu știu cum am învățat câteva propoziții în germană și cum m-am chinuit să pot să reușesc să dau un interviu. Am mers acolo la o firmă de electric, exact ce terminasem eu liceu, și am reușit să iau un contract. Că nu era cu lucru la negru, Germania era strictă, și am prins un contract de muncă. Mi-au zis, nemții, te duci în România, acolo, zice, la forțele voastre de muncă, ți-l ștampilează, ți-l aprobă și vii și începi lucru.
L-am luat și am venit în România glonț. M-am dus la București la forțele de muncă cu dosarul în mână. S-a uitat doamna pe el și a zis, bine, lasă-l aici și zice, când e gata, te sunăm și să vii după el. Am mers acasă, am așteptat vreo o lună, am așteptat două luni, după trei luni mă sună. Și zice, domnul, zice, băiete, să vii că nu la noi trebuie dosarul. Zice, trebuie la Sibiu, la consulatul Germaniei. Zice, nu noi, nu noi ne ocupăm de așa ceva. Bine, ok, asta e, mă duc, iau dosarul și de la București mă opresc la Sibiu. La ieșire din Sibiu, la parcarea aceea, pe partea stângă, cum mergi spre București. Am intrat acolo când mi-a venit rândul cu emoții. Vă dați seama, visam Germania, visam să ies din sărăcie, visam trai mai bun. Și stăteam cu dosarul în mână. Și când mi-a venit rândul, am intrat acolo în ghișeu, la ghișeu, s-a uitat doamna pe dosar, s-a tot uitat la mine, iar s-a uitat pe dosar și o zi zice, băiete, zice, îmi pare rău, zice, dosarul tău o expirat. Am zis, nu se poate. Și-o zis, ba da, zice, ți l-or ținut prea mult la București. Zice, el e valabil numai trei luni de zile. Zice, ți l-or ținut peste trei luni de zile. Am zis, nu se poate, vă rog frumos, nu mă lăsați așa. Nu cum să... Nu percepeam să nu mi se aprobe. Și-o zis, nu am cum să te ajut, că nu pot pune semnătura pe ceva expirat. Și zic, bun, și atunci eu ce să fac? Ce-i de făcut? Și-o zis, iei dosarul, te duci înapoi în Germania... Și dacă te-au așteptat nemții, să-ți dea alt contract. Și vin apoi, dacă nu cauri la altă firmă, și mi-au explicat ea pe acolo, am luat dosarul și dezamăgit am ieșit. Și acum, când trec prin Sibiu și mă uit la parcarea aceea, îmi aduc aminte de dezamăgirea care am avut-o în viață. Am luat dosarul, l-am făcut așa ca pe ruda de salam, tub l-am făcut. Și am ieșit din consulat. Am ieșit acolo în parcare, plângeam. Dornic, să nu mai mănânc firimituri, să mănânc pâine, să fie pâine întreagă, să fie mult. Și am văzut că mi-a expirat dosarul, m-am uitat în sus și dezamăgit. Acolo în parcare m-am rugat și am zis, Doamne, am vrut și eu să ies din sărăcie. Am vrut și eu o viață mai bună. De azi înainte am zis, Doamne, dacă ai ceva pentru mine, dă-mi aici în România. Nu mă mai pune să bat la porțile Europei, nu mă mai duc niciunde. Dă-mi aici, dacă ai ceva, firimituri, bucățele, dă-mi aici în România și eu te slujesc aici în țara mea. Am luat dosarul, praf l-am făcut bucăți și l-am aruncat acolo în tomberon. Și de atunci, frații mei, tineri dragi, n-am lucrat o zi în Europa. Și când plec la evangelizare, rar plec, dar când plec undeva, abia aștept să vin înapoi. Nu mă atrage deloc, nu-mi trebuie nimic. Știi ce-mi trebuie? Firimitura să știu că e din mâna lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, multă durere mi-au adus firimiturile care mi-au venit în viață și n-au fost de la masa ta. O zis femeia, mănânc firimituri, dar să fie din mâna ta, să fie de la tine. Nu știu după ce visezi în vremea aceasta, nu știu ce ai în mintea ta și în inima ta. Poate tot împingi un dosar înaintea lui Dumnezeu de ani de zile și vrei ca Dumnezeu să ți-l aprobe. Poate Dumnezeu are alt dosar de binecuvântare pentru tine. N-ai vrea în seara asta să rup dosarul tău și să lași pe Dumnezeu să straseze viitorul, să lași pe Dumnezeu să reverse binecuvântarea lui peste tine. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, femeia aceasta se întâlnește cu firimiturile vieții. Primul lucru, dezamăgire. Doi, firimituri. Și noi am avut parte și avem fiecare dintre noi. Avem parte de firimituri. Te uiți și te uiți și la rezervor. Vezi că tă firimituri, tă de 100, tă de 50 de lei, tă firimituri. Dar din fiecare zi e suficient ce primești din mâna lui Dumnezeu. Că mulți ori primi pâinea întreagă și ori uita de Dumnezeu. Românul are în sânge, de fapt. Când are 100 și el de euro în buzunar, gata, nu-l mai caută pe Dumnezeu. E pe banul lui, are 100 de euro, nu mai vine la adunare. Numai. De ce ne lasă Dumnezeu firimiturile? Ca să nu uităm, să ne ridicăm ochii spre El, să cerem de la Dumnezeu, la fiecare firimitură să-i spunem, Doamne, mai am nevoie și pentru mâine, mai am nevoie și pentru săptămâna viitoare. Al doilea lucru, femeia aceasta se întâlnește cu firimiturile vieții. Și al treilea lucru, știți cu ce s-o mai întâlnit? S-o mai întâlnit cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Vine dezamăgită și pleacă binecuvântată. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că s-o întâlnit cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 28.
Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Știți ce arată asta? Când tace Dumnezeu în dreptul tău și în dreptul meu, El nu tace degeaba. Tăcea Domnul Iisus în dreptul ei, dar nu tăcea degeaba. El pregătea cuvânt de binecuvântare pentru ea. Ei se părea că-i dată la o parte. Ei se părea că Domnul tace și vorbește numai cu alții. Și pe ea o ocolește, dar nu era ocolită. În momentele de tăcere, Dumnezeu pregătea cuvânt de binecuvântare. Vreau să-ți spun, sora mea și fratele meu, poate ești într-o vreme de dezamăgire, într-o vreme care îți duci viața numai din firimitură în firimitură. Ascultă-mă! Vine vremea când Dumnezeu va începe să rostească cuvânt de binecuvântare în dreptul tău. Vine vremea când Dumnezeu îți va spune, taci acum că încep eu să vorbesc. Eu zic, femeii, nu mai vorbi tu, ajunge cât ai strigat. Ajunge cât te-ai rugat. Acum taci tu și vorbesc eu. Ar vrea în seara aceasta, pentru dumneata și pentru mine, în seara aceasta, să fie glas dumnezeiesc. La problema ta, glasul lui Dumnezeu să se audă și să-ți spună, e vremea să taci acum, că a venit vremea să vorbesc eu. Femeia asta se întâlnește cu dezamăgirea, când el tace, dar ea nu tăcea. Și s-a întâlnit și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu cuvântul de binecuvântare. Nu știu ce ai în viața ta, nu știu prin ce situații treci, dar ascultă-mă, e o vreme în care Dumnezeu începe să răspundă problemelor noastre. Dar știi cum răspunde Dumnezeu? Întâi ne rupe planul nostru. Știți ce spune de femeia aceasta? De doi oameni au spus în Biblie Domnul Iisus, de femeia asta și de un sutaș, s-o mira de credința lor. Păi credința adevărată nu-i să urli tare. Credința nu are legătură cu urlatul, nu are legătură cu microfonul sau cu cât de tare ne rugăm, nu. Știți cu ce are legătură credința? Credința e exact ca și cimentul cu apa. Dacă separate, n-au nicio putere. Dar când apa se întâlnește cu cimentul, se produc minuni, sunt puternice, da? Amândouă împreună. Așa e și în viața noastră. Când rugăciunea noastră îi dusă înaintea lui Dumnezeu și rămânem acolo unde ne vrea Dumnezeu, asta produce minuni înaintea lui Dumnezeu. Asta produce minuni. A fost vremea când Dumnezeu îi spune, Domnul Iisus îi spune femeii acestea, o venit vremea să-ți răspund, o venit vremea să răspund casei tale, să răspund sufletului tău. Știți cine s-a mai rugat de Dumnezeu, cum s-a rugat femeia aceasta de Domnul Iisus? Știți cine s-a rugat? Împăratul David. Psalmul 51 începe exact ca și femeia aceasta. Femeia aceasta spunea, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Știți cu ce începe împăratul David, psalmul 51? Auziți, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Știi că tu ai venit poate în seara asta tristă, dărâmată, poate ai soțul plecat de acasă, poate ai soția plecată de acasă, poate îți mănânci pâinea cu lacrimi și dormi cu perina udă. Pentru tine vine vremea când Dumnezeu va răspunde. Pentru tine vine vremea când Dumnezeu va începe să șteargă lacrima. Pentru că Dumnezeu, am spus și la început, nu-și bate joc de lacrimile noastre, nu-și bate joc de durerea noastră, ci Dumnezeul nostru e Dumnezeul care răspunde cerurilor noastre. Slăvit să fie numele Domnului! Haideți să ne ridicăm pe picioare! Cuvântul Domnului spune în 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9 și 10. Spune cuvântul Domnului de un tânăr, s-a născut într-o familie cu un nume ciudat, pe nume Iaebeț. I-a pus numele mamă sa Iaebeț și a zis, îl cheamă Iaebeț că l-am născut cu durere. Și toată durerea ei i-a pus-o în cârcă lui. Și toate fetele nu se înghesuiau după el, că avea nume ciudat, trist. Așa-l chema Iaebeț, trist. Păi nu-ți dorești să te cheme sora trist sau tristă, nu? Nu, lasă-l, Domne, cu tristețea lui. Toată viața lui și-a dus tristețea în spate, că eu pus o mamă sa în spate. Toată viața lui și-a dus durerea, până într-o zi. Și știți ce spune cuvântul Domnului, versetul 10? Iaebeț s-a săturat de tristețe. Iaebeț s-a săturat să-și ducă amărăciunea din trecut. Iaebeț, zice cuvântul Domnului, că a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire așa încât să nu fiu în suferință. Și uitați-vă ce urmează, 3 puncte de suspensie.
Știți ce ar trebui acolo? Să zică ce face el. Dacă îmi dai, dacă îmi faci, o să fac și eu asta, Doamne. Și zice că Dumnezeu îl oprește. Taci, gata, am înțeles. Gata. Știți ce spune? Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. El nu mai apuca să promită nimic. Cozei zice, ți-am văzut durerea. Ți-am văzut cum te strigă și cum își bat tot joc de tine. Dar te rog, acum taci. Mi-ai cerut? Taci. Gata. Oprește-te. Știi că în seara asta, poate tu ești un iebeț și inima ta e frântă acolo sus sau sus la balcon. Îți mănânci pâinea cu lacrimi și numai Dumnezeu îți știe durerea sufletului tău. N-ai vrea în seara aceasta să fii ca femeia aceasta. În durerea ta să te apropii de Dumnezeu. În durerea ta să te pui la picioarele Domnului și să spui, și dacă nu-mi vorbești, eu tot îți vorbesc. Și dacă taci în dreptul meu și vorbești la altul și mie nu-mi spui nimic, eu tot lângă tine rămân. Eu tot pe tine te iubesc. Aș vrea să mai cântăm, le-am zis tinerilor să pregătească o cântare, dar aș vrea să cântăm alta, ori cântat-o inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Haideți aceia în față. Vreau să cântăm măcar vreo două strofe din cântarea aceasta ce ați cântat-o deja, dar parcă nu s-o cântat așa cum ar fi trebuit. S-o mai cântăm o dată. Știți ce spune cântarea aceasta? M-ai regăsit când eu pierdut în lume, mă răstigneam pe altarele de lut. Când prăbușit, când eram prăbușit, spune refrenul, tu m-ai cules din pulbere cu haruț. Când toți tăceau în dreptul meu, când doctorii spuneau că n-au ce să-mi fac, n-au ce să mă ajute, tu m-ai cules, că asta-i mâna lui Dumnezeu. Asta-i ridicarea care o face Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, rostește binecuvântarea peste mine. Rostește binecuvântarea peste sufletul meu. Poate ai nevoie de mântuire în familia ta. În seara aceasta, Domnul, să scrie mântuire în dreptul casei tale. Poate ai un bărbat care stă sub masa celui rău și mănâncă firimiturile durerii, firimiturile păcatului. În seara asta, Domnul, să dea eliberare în locul acesta. Poate ești în depresie, mintea ta e în întunecime. Poate ai avut gânduri de sinucidere. În seara asta Hristos te poate elibera, pentru că mâna lui Dumnezeu ridică din pulbere, pentru că mâna lui Dumnezeu caută și găsește. Mărit să fie numele Domnului!